pentru formația din Gelsenkirchen. Deși porneau din postura de outsider, a făcut minune acest antrenor care pur și simplu ne-a încântat în ultimii ani. A luat campionatul în Germania cu VfL Wolfsburg, a luat campionatul din această competiție secundă din nou cu o echipă de rezerve. Cred că doar în prima etapă vor reveni titularii de drept. Spuneam, sunt probleme multe. Iată, în acest moment și pe unul dintre jucătorii noi veniți la Schalke. Este vorba de japonezul Atsuto Okida, faultându-l pe Miro Klose. Miro Klose, unul dintre fotbaliștii dezamăgiți după campionatul mondial, a fost atât de aproape să egaleze recordul lui Ronaldo. 14 goluri a marcat Miro Klose, 23 de meciuri pentru Galacticii din Madrid în ultimele 3 sezoane. Dezamăgitor, în 2006 era titular de drept în centrul defensivei naționale Germaniei. Acum Christoph Metzeler a privit la televizor competiția din Africa de Sud. Iată-i pe cei de la Schalke atacând cu o centrare excelentă pentru Raul. Mingea trece însă la un metru de poarta lui Thomas Kraft. Clar, Raul nu și-a pierdut pofta de fotbal. Un marcator născut, Raul, iată cum atacă acel balon. Multe despre Michael Rensing în următorii ani. Recuperează foarte bine cei de la Schalke. Iată-l pe Per Kluge, are în dreapta pe Jefferson Farfan. Ajunge mingea la fotbalistul peruvian, să vedem dacă va centra. Nu îl așteaptă pe japonezul Ukida, care trimite modest, niciun fel de problemă pentru Diego Contento. Joel Matip a întors acel balon pentru Christoph Metzelder. Încă o centrare pe jos, nu reușește să lanseze baloane de calitate deocamdată. Ukida a avut timp să-și pregătească acea execuție. El repune de la margine. Îi va fi greu japonezului Ukida să-l facă uitat pe Rafinha. Rafinha a încântat în ultimii ani pe flancul drept al apărării lui Schalke, aproape de o greșeală. Alți fotbaliști tineri care își pierd nopțile prin discoteci. Thomas Müller are doi cai. Într-adevăr, el este de undeva de la țară, de lângă München. Cu toate acestea, este un jucător foarte credincios și un jucător, un om extraordinar. Dacă a ales să se căsătorească la 19 ani și s-a dedicat strict fotbalului, spune multe acest lucru. S-a văzut anul trecut când a marcat peste 20 de goluri pentru Bayern și naționala Germaniei. Respinge defensiva lui Bayern München, dar rămân în continuare în ofensivă cei de la Schalke. A căzut destul de ușor Per Kluge, dar nici tehniciarul olandez. Rămân însă în atac cei de la Bayern. Nu are foarte multe motive de supărare, este conștient și antrenorul care a mai câștigat trofee importante cu Barcelona sau AZ Alkmaar. Poate că i-aș fi pedepsit și eu și i-aș fi chemat la acest amical cu Danemarca. Vedem o nouă acțiune interesantă a celor de la Bayern München. Blochează excelent japonezul Atsuto Okida de această dată. Schalke, cele mai bune formații ale sezonului trecut în Bundesliga. Echipe care s-au luptat până în penultima etapă pentru titlu. Insistă pentru acea minge Per Kluge, dar o pierde. Recuperează balonul Okida. La rândul său cedează posesia Diego Contento. Îl vede pe Thomas Müller. Să-l vedem în acțiune pe Thomas Müller. Se duce spre poartă. Müller intră în careu. În fața lui este Metzelder. A avut șansa lui, a avut chiar foarte multe șanse. Nu a demonstrat însă absolut nimic. Și iată-i pe cei de la Bayern. Se repliază excelent japonezul Okida. Da, largă mult. Thomas Kraft este portarul lui Bayern München. Fundași sunt Philipp Lahm, Martin Demichelis, Holger Badstuber și Diego Contento. La mijloc Hamid Altintop, Daniel Pranić, Bastian Schweinsteiger și Thomas. Este fundaș central, Sosa este mijlocaș de bandă. Să vedem însă unde îl va folosi în aceste ultimele 20 de minute lui Van Hal pe Sosa, care are șansa să-i arate lui Van Hal că nu trebuie împrumutat din nou, pentru că mi-e greu să cred că acesta va rămâne în lotul formației bavareze odată cu revenirile lui Frank Ribery, Arjen Robben sau Toni Kroos, care este deja la naționala Germaniei pentru amicalul de la mijlocul săptămânii viitoare cu Danemarca. Centrarea lui Jefferson Farfan intervine excelent să facă minuni. Este a treia intervenție excelentă în 73 de minute pentru Thomas Kraft. A fost în zadar efortul lui Ukida.
Mingea a ieșit până la urmă în afara terenului. Atsuto Okida are 22 de ani, a fost adus de la Kashima Antlers. Pare să fie un pariu al lui Felix Magath, încă o dată niponul, cu o pasă pentru Farfan, cade fundașul japonez. München încep să cânte, de această dată a bătut scurt Rakitić, centrează Okida, mingea este respinsă. A fost blocajul lui Thomas Müller și a făcut treaba în atac, acum trebuie să își ajute cu echipierii în apărare. Unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Cupa Mondială, Thomas Müller, extraordinar în continuare. Iată de ce au prelungit și o șansă de contraatac pentru Schalke. Jefferson Farfán conduce acest atac al lui Schalke. Okida, să vedem decizia arbitrului, a fost duelul dintre doi fotbaliști tineri, Diego Armando Contento și Okida, va fi corner. Revin în atac elevii lui Magath, japonezul Okida combina acolo cu Christoph Moritz. Moritz se descurcă în prima fază excelent, îi trimite cam lung lui Okida și am avut impresia că a scăpat această minge. Ies din nou cei de la Bayern, pasă greșită a lui Andreas Ottl. Nu a învățat prea mult de la Bastian Schweinsteiger, deși stă în umbra lui de 6-7 ani Ottl. Farfan, mingea ajunge acum la Okida, continuă acest atac al lui Schalke. Jefferson Farfan dă mingea pe lângă Bachuber, centrează Farfan, lovitura de cap.